vom semna contractul de finanțare pentru complexul turistic și de natație. De altfel, această investiție, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, reprezintă un nou pas pe care l-am dorit cu toții și care înscrie Târgoviștea pe harta orașelor civilizate. Realizarea unei baze turistice și de agrement dotată la standarde europene. Este o investiție a cărei valoare ajunge la 19 milioane de euro. Este un proiect pe care mi l-am asumat în anul 2008, atunci când târgoviștenii m-au mandatat să conduc acest oraș și mă bucur că la puțin peste 2 ani de mandat, târgoviștenii și nu numai vor putea beneficia de cel mai modern complex de natație din România. Pe o suprafață de peste 50.000 de metri pătrați se vor construi un strand în aer liber, un bazin de not acoperit de standarde și dimensiuni olimpice, 2 terenuri de mini-fotbal, 1 teren de basket și 3 terenuri de tenis. De asemenea, va fi amenajat un amfiteatru în aer liber și o parcare pentru 250 de mașini. Tot în prezența doamnei ministru și a celorlalți invitați de la București, evident în prezența președintelui Consiliului Județean, domnul Florin Popescu, și a directorului ADR Muntenia Liviu Mușat, se va face și recepția la sala de sport a Colegiului Național din Ilechiță Văcărescu. Valoarea investiției s-a ridicat la peste 1,2 milioane de lei noi, banii provenind de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și de la bugetul local. Aici s-a intervenit la arhitectură prin efectuarea de hidroizolații, termoizolații, pardoseli, confecții metalice, tâmplărie, tencuieli, grupuri sanitare, dar și realizarea unei noi rețele de canalizare, înlocuirea și extinderea instalației interioare de încălzire. De asemenea, a fost refăcută și întreaga instalație electrică, precum și toate dotările, sala de sport a liceului Ilechiță Văcărescu, devenind în acest moment una din cele mai moderne săli din județ. În sfârșit, tot sâmbătă și tot în prezența doamnei ministru și a celorlalți invitați, se va tăia panulica inaugurală a obiectivului de investiții consolidare Spital Județean de ortopedie, corpurile A și B și de asemenea secția de dializă. Valoarea acestei investiții peste 7 milioane de lei noi, adică 1,7 milioane de euro. Toate aceste lucruri se întâmplă în Târgoviște și sunt încă 3 confirmări certe ale faptului că administrația PDL își face treaba, suntem oameni serioși, oameni de cuvânt, care nu doar vorbim, ci și facem.